Bun. Ce vorbim astăzi? Teama. În urmă cu uh, câțiva ani m-am întâlnit cu dirijorul de la biserica unde am crescut eu, tot Filadelfia din Timișoara, și am zis pace, așa se salută, nu? Iar omul îmi răspunde în felul următor. Să știi că am pace, Cristina. Și îmi povestește. Întotdeauna oamenii vârstă au povești frumoase pe care e bine să le ascultați. Îmi spune fratele Titi, ca așa îl chema, fratele Titi Verlan, un om cu proteza auditivă, care ani de zi a dirijase corul în biserica unde crescuse. Îmi spune, am studiat facultate grea la Timișoara Politehnică, am terminat-o cu greu pe vremea lui Ceaușescu, cu preț mare. Am reușit să mă angajez pe post de inginer și cu trecerea și favoarea pe care Dumnezeu mi-a dat, am fost promovat. Într-un timp destul de scurt și pe măsură ce câștigam din ce în ce mai mult și bine că a venit și reprezentativitate în fabrica în care eram angajat, am fost propus să merg la o bursă de specializare în Ceoslovacia și m-a chemat șeful de partid pe întreprindere în birou și mi-a zis Tovareșe Titus, suntem foarte mulțumiți de activitatea dumneavoastră, însă trebuie să vă spunem că am aflat că mergeți la biserică la pocăiți și mai și dirijați un cor acolo. Nu mă dezamăgiți. Dacă vreți să continuați și să fiți mai departe, plătit bine și să avansați în această fabrică, lăsați-vă de prostiile astea. Semnați o hârtie că nu mai mergeți și nu mai dirijați corul. Și nu veți avea nimic de pierdut. Omul s-a dus acasă, era tânăr, era căsătorit, avea deja un băiat. Și a fiert, și a fiert, și a fiert. Și noapte nedormită, și rugăciune, ce să facă. Și spunea, așa de tare m-am frământat și am cerut Domnului, Doamne, dăm un răspuns, dăm putere că habar n-am și nu știu ce să fac. Și fratele Titi îmi spune în felul următor. În momentul în care am pus mâna pe clanță ca să intru în birou șefului de partid, a venit o pace peste mine care nu m-a mai lăsat niciodată. Am știut ce trebuie să spun. Am intrat în birou și am spus, tovarășe secretar, vă mulțumesc pentru toate onorurile pe care mi le dați, dar eu de biserică și de cor nu mă las. L a făcut coș și coțet, i-a zis ce i-a zis, în orice caz, a pierdut bursa, a pierdut promovarea, a lucrat pe un post de muncitor o bună perioadă de timp, dar fratele Titi mi-a zis, din momentul acela, pe mine teama m-a mai cotropit niciodată și pacea nu m-a mai lăsat. Ce s-a întâmplat cu fratele Titi? A avut un moment în care și-a confruntat propria frică. În prezența lui Dumnezeu e adevărat. Un moment în care a stat față în față cu lucruri de care s-a temut cel mai mult. E bine, cam acesta este exercițiul pe care noi îl facem în dupămează aceasta. Dacă aș avea o oglindă imensă pe care să o pun și să nu o pun în fața voastră, ci să mă așez pe bancă lângă voi și să ne privim toate, să ne descoperim fricile, pentru că știți care e problema? Toate aceste temeri ale noastre sunt camuflate în fel și chip. Își au rădăcinea adânc în tot felul de nevoi pe care noi le-am avut, în tot felul de experiențe pe care le-am avut și nu avem tăria să stăm în picioare și să spunem aceasta este de fapt problema mea. Căutam un uh, material video care să ilustreze foarte bine rolul ridicol pe care noi îl jucăm cu temerile noastre. Felul în care noi le camuflăm, bravăm uneori, alteori facem paradă cu ele, alteori suntem cotropiți de ele, în ciuda faptului că afirmăm că suntem copiii lui Dumnezeu. Am să-l rog pe băiatul de la video, de sus, să ne pună materialul video pe care îl avem primul. Să nu vă pot de el. Nu am găsit o imagine care să fie mai ilustrativă cel puțin cu perioada pandemiei, la mulți oameni și multe femei, cum au reacționat în fața fricii. Oare nu mulți dintre noi în anul acesta cu pandemia am reacționat cam la fel? Ba ne-am relaxat total și ne-am gândit că nu e nicio problemă, ba n-am mai putut de frică și am picat jos? Oare avem curajul stând față în față cu propriile noastre temeri să ne dăm seama pe unde suntem de fapt? În seara aceasta, după mează aceasta, am ales un text care să ilustreze puțin comportamentul nostru curajosul David, care stătea față în față cu Goliat, face pe nebunul în fața împăratului filistenilor atunci când este urmărit de, de Saul. Curajosul David ajunge în și spune ori de câte ori mă tem, mă în Domnul Sem, că nici cei mai îndrăzneți oameni pe care noi îi socotim, îndrăzneți, nu sunt lipsiți de frică, iar frica aș poate găsi locul în inimile noastre, în cele mai nebăduite locuri. Am ales un text pe care vreau să-l citim și am să rețin din acest text o întrebare cheie. Matei 8, versetul 23 până la 27. Isus s-a suit într-o corabie. Și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a strânit, strânit o furtună pe mare, atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică, puțini credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Paragraful acesta îl mai regăsim încă în două evanghelii. Se iscă o furtună. După o zi aglomerată în care Domnul Iisus vindecase oameni, vorbise, scosese draci, avusese treabă multe era epuizat, așează pe acea corabie și a doarme. Până aici, totul normal. Furtuna se stârnește. Și în timp ce valurile acoperă corabia, ucenicii ce fac? Se tem. Se tem. Și care dintre noi nu s-ar teme? Ați văzut o furtună pe mare? Am văzut, n am fost pe un vas în mare. Categoric am avut propriile noastre furtuni, niciuna dintre noi nu a fost privată, valorile au venit și întrebarea lui Domnului Iisus care vine aici e ca un trăznet. Cum adică să-l întrebi un om de ce e frică? Dar întrebarea aceasta ne va urmări întreaga după masă. Înțelegi care este teama ta? Avem o prezentare PowerPoint și am să-i rog pe cei de la stație să ne pună această, această prezentare. Ca să poți să să-ți tratezi teama ta, ar trebui să înțelegi de unde pleacă. Teama nu este păcat, dar teama te poate duce la păcat. Teama de Domnul te ferește de rele. Faptul că te temi de anumite lucruri te face să previi anumite pericole. Faptul că ai, eu știu, o, o prevenție te face să-ți păstrezi sănătatea sau să te ferești de anumite capcane în care ai putea să cazi. Teama folosită corect e sănătoasă. Însă, momentul în care teama devine păcat este momentul în care tu trebuie să realizezi ce să faci cu teama ta. Fiecare teama noastră este alimentată de anumite nevoi pe care noi le avem. Nevoile sunt legitime, felul în care noi le împlinim nu este legitim. Putem trece la slide-ul 2. Cel mai important lucru pe care noi ne dorim este să înțelegem de fapt de ce ne temem. Domnul Iisus i-a întrebat pe ucenici, de ce vă temeți? Avea nevoie el de răspuns? Nu, ucenicii aveau nevoie să-și dea acest răspuns. Tocmai fuseseră cu Mântuitorul Hristos o zi întreagă. Dracii fusese răscoși. Clar, puterea celui rău era la sub picioarele lui Domnului Isus. De ce s-ar fi temut? Pâinile fusese rămulțite. Prin urmare, nicio nevoie materială nu putea să nu fie împlinită. De ce vă temeți este întrebarea pe care o adresează Domnul Isus Hristos. slide următor vorbește despre o nevoie importantă. Uitați-vă acel copac. Oamenii care se ocupă de copaci știu că atât cât este în exterior coroana și corola unui copac, atât este în pământ structura de rădăcini, rețeaua de rădăcini. Ceea ce tu vezi la suprafață drept teamă și o resimți ca un atac de panică sau o frică permanentă pe care tu o ai sau o reacție negativă pe care o ai, este alimentată de ceva din interior. Degeaba tot încerci să tunzi din toate crengile acelea și să le pui sub capac, degeaba pretins că nu le ai. Pentru că dacă nu rezolvi nevoia și ceea ce alimentează acea teamă, sau dacă nu înțelegi ce anume alimentează, e bine, nu faci altceva decât să te chinui și să, să încerci să, să, apeși o oală care e sub presiune, fără să reduci, de fapt, tensiunea din interior. Cea mai importantă nevoie, și deja Rahela ne-a zis, cea mai importantă nevoie pe care o are un om este nevoia de a ști că are valoare, care semnificație, Nevoia aceasta de semnificație este o nevoie legitimă pe care o are fiecare dintre noi. Nu e neapărat nevoia de a te da grozav sau de a fi buricul pământului sau de a te băga toți în seamă. E o nevoie legitimă să știi că ai un scop, un sens, că însemn ceva pentru cineva. Depresia este alimentată cel mai des de întrebarea ce rost au toate, ce sens am și eu pe fața pământului. Oricine a trecut printr-o etapă de depresie știe foarte bine cât de dureroasă e întrebarea aceasta. Nevoia de semnificație. Foarte interesant. Dacă ea este legitimă, modul în care tu o împlinești s-ar putea să fie ilegitim. Gândiți-vă la Esau care se întoarce după o zi de vânătoare, rupt de foame. Foamea era nevoia lui legitimă. Însă ce face Esau acolo? Își vinde dreptul de întâi născut. Ca să împlinească o nevoie legitimă, încalcă ceea ce el era cu adevărat și ceea ce conta cu adevărat. Teama că nu ești suficient de important se reflectă uneori în modul în care noi ne cheltuim viața și timpul. Alergi pentru carieră de zi, de dimineața până seara. Te implici în slujire de dimineața până seara, mai mult decât este puterea ta și mai mult decât cei din casa ta pot duce. Faptul că tu încerci să extragi identitatea din lucrurile pe care le faci, nu arată decât că ești într-o criză în care tu îți dorești să afli cât ești de importantă. Cea mai importantă nevoie pe care o împlinește Dumnezeu, este exact aceasta. Nu există o altă religie care să împlinească nevoia noastră de semnificație așa cum o face creștinismul. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Exact la esență merge Dumnezeu își dă seama să uită la tine și zice ce mai mare problemă acestui om, nu sunt pantofii că nu sunt de cea mai bună calitate, nu e casa în care locuiește că e mică și strântă, nu e familia din care face parte, e identitatea lui. Spune o istorioară despre o femeie că a murit, a ajuns, e istorioară, nu e adevăr, a ajuns la poarta uh, raiului și acolo este întrebată cine ești tu? Și ea spune, sunt soția păstorului. Îi se răspunde, nu te-am întrebat a cui soție ești, te-am întrebat cine ești. Și ea zice, sunt mama, patru copii. Nu te-am întrebat, mama, cu ești? Cine ești tu? Și femeia zice, cânt în cor. Nu te-am întrebat ce slujba ai în biserică. Și atunci ea continuă și spune, da, fac multă milostenie, nu te-am întrebat ce ai făcut, nu profesia, nu cariera, fac parte din biserica penticostală, nu mă interesează nici confesiunea ta. Cine ești tu? Cea mai importantă întrebare este aceasta. Și dacă e ceva ce încearcă în mod constant diavolul să atace în mintea ta și a mea, este această identitate. Cine ești tu de fapt? Rahela v-a arătat acea bancnotă. Exact acesta este atacul cel mai perfid pe care diavolul îl face la adresa și în mintea ta. Faptul că ceilalți îți dau importanță nu arată identitatea ta. Faptul că ai o slujbă cu relevanță și cu o profesie respectabilă, indiferent cât e de bine văzută pe piață, nu aceasta este identitatea ta. Dacă ți-o pierzi mâine, de fapt, cine ești tu? slide următor de răspunsul la această întrebare. Prea iubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că vom putea, îl vom putea vedea așa cum este. Cine ești tu acum? Ești copilul lui Dumnezeu. Are importanță, are valoare lucrul acesta? Profesia ți-o poți pierde, slujba în biserică ți-o poți pierde, sănătatea ți-o poți pierde, felul în care arăți, trec ani, te îngraști, te, 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 bătrânești, toate lucrurile acestea le poți pierde, dar identitatea ta nu e ceva ce lumea îți pune și ți-o construiește, nu, nu e nici măcar felul în care tu te simți. Într-o zi te poți simți pe val, altor te simți praf. Faptul că tu te simți praf nu arată cine ești tu cu adevărat sau faptul că te simți în formă nu arată identitatea ta. Prea acum suntem copiii lui Dumnezeu. Nu există un rang superior față de acesta. Nu există ceva în plus sau o identitate superioară. Deulul face tot posibilul să te facă să te îndoiești, că ești copilul lui Dumnezeu sau că e mare scofală cu chestia asta. E bine, când l-a ispitit pe Domnul Iisus satana în pustie, amintiți-vă ce i-a zis. Prima ispită. Cine știe? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă pietrele astea să fie pâine. Nu i-a zis dacă-ți e foame. evident, era foame. N-a pus îndoială nevoile lui fizice. Dacă-ți este foame, de ce nu faci lucrul acesta? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Cum? Adică, a, a, în zona aceasta îl spitea pe Domnul Isus. Dacă ești sau nu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă e identitatea aceasta sau nu e. Iar cea de-a doua ispită are trei ispite acolo încă o ispită în care îi spune să îi se închină și cea de-a treia ispită, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe templu și nu vei păți nimic. Din nou, dacă ești cine ești. Diavolul ne păcălește de atâtea ori și umblăm fie după faimă de șartă, încercând să împlinim golul acesta nostru de apreciere. Și credeți-mă, de atâtea ori este camuflat. Nevoia aceasta de apreciere. Nu mă simt respectată în casa mea, nu mă simt apreciată. Cineva zicea și mi s-a părut foarte, foarte frumos lucrul acesta. Cine e umil nu mai poate fi umilit. Când e ultima oară când m-am simțit umilită? Cineva s-a purtat urât cu mine și m-am simțit umilită. E bine, dacă mai este loc să fiu umilită, înseamnă că nu sunt umilă suficient. Și ce înseamnă lucrul acesta? Că am uitat că identitatea mea e în Hristos și e cine zice El că sunt, nu că cine zic oamenii, nu câte like-uri ai, nu cât apreciere ai, nu. Casa pe care o ai și o ții curată nu arată identitatea ta, arată cât ești de harnică, dar nu arată cât ești tu. Într-o bună zi vei pleca, vei închide absolut tot și nu te vei mai întoarce acolo, te vei duce în casa ta cerească. Ceea ce ai, ceea ce îmbraci, felul în care arăți, felul în care te simți, nu arată identitatea ta. Dumnezeu este cel care spune care este identitatea ta. Era un, uh, un tânăr care era în căutarea răspunsurilor esențiale ale vieții și s-a dus la un bătrân înțelept și i-a zis nu pot să-mi găsesc locul în lumea asta, nu știu ce valoare am eu, pur și simplu mi se pare că sunt un nimeni și nimeni nu dă doi bani pe mine și orice aș face, întotdeauna o voi da în bară. Iar bătrânul la început nu l-a băgat în seamă, până la urmă i-a zis uite-te, ia piatra asta, du-te și vinde-o în piață, dar uh, nu o vinde, doar cere un preț pe ea, adu o înapoi. Și tânărul la piatra s-a dus în piață, s-a dus în un negustor de uh, cartofi și a zis Uită-te la piatra asta, cât îmi dai pe ea? Și vânzătorul s-a uitat la ea, a zis, păi îți dau, eu știu, 20 de lei. Hmm, 20 de lei s-a gândit băiatul, ce chestie, o piatră 20 de lei. S-a mai dus la un alt vânzător și acela i-a zis, eu îți dau un sac de cartofi pe piatra asta, mi-o dai? Nu, dar am vrut să știu cam cât costă. După care a trecut primita, hai să mă duc la un bijutier să văd dacă, poate, cine știe, ăsta îmi dă ceva mai mult. S-a dus bijutier și bijutierul s-a uitat la ea, s-a uitat, s-a uitat, s-a uitat, a stat mai mult și până la urmă a zis pe piatra asta îți dau 50.000 de euro. Mi-o dai? Și tânărul i-a picat fața. A zis, incredibil, cum să-mi dai 50.000 de euro? Ok, îți dau 60.000. Și a zis, tu vorbești serios? 60.000 îmi dai pe piatra asta? Și a zis, da, îți dau 60.000, acum pe loc ți dau. A zis, îmi pare rău, piatra nu e mea, nu pot vinde, dar am vrut să știu care e valoarea ei. Și până la urmă, bijutierul i-a zis, valoarea acestei pietre e inestimabilă. Nu am bani să-ți dau cât costă ea. S-a întors înapoi tânărul și a înțeles un lucru. a adus înapoi bătrânului și a înțeles un lucru. Oamenii îți vor pune tot felul de etichete și vor, își, îți vor da valoare în raport cu cât înțeleg ei despre valoarea ta. Singurul care îți dă prețul corect e cel care te-a creat. Trebuie să mergi la specialiști, cel care face oameni ca să-ți dai seama ce valoare ai tu ca om. Iar Domnul Iisus spunea, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta dacă își pierde sufletul? Toată lumea versus sufletul tău. Aceasta este valoarea. Nu există o bătălie mai mare pe care o duce diavolul în mintea noastră decât să ne convingă asta. N-ai nicio valoare, semnificația ta, încearcă să-ți o extragi din tot felul de lucruri și ești veșnic tristă, veșnic nemulțumită, că soțul tău nu-ți suficientă valoare și importanță, că nu ți se recunoaște valoarea acolo la serviciu unde ai depus atât de multe eforturi, că nu ți se recunoaște în biserică valoarea după ce ai slujit așa de mult, că nu te recunosc copiii tăi și că poate că nu ești tu un părinte destul de bun sau o nevastă destul de bună. Și în timp ce bătălia asta este în mintea ta, ea este alimentată de o nevoie legitimă în tine. Vreau să știu că am valoare, vreau să știu că sufletul meu contează și Dumnezeu îți spune toată lumea versus sufletul tău. Asta este valoarea ta. Ai curajul să-ți confrunți temerile tale, ia-ți-le pe rând, ai curajul să stai față în față cu ele și să-ți dai seama de ce vin. Oare nu cumva că această nevoia ta de semnificație nu a fost împlinită încă în Hristos și că tu nu crezi acest cuvânt, că ești copil al lui Dumnezeu? slide următor vorbește despre o altă teamă. Teama de a nu dezamăgi pe Dumnezeu. Mi-am că la 14 ani, când am fost la prima întâlnire de tineret, mi-am dat viața lui Dumnezeu. Atât de prezent era acolo. Am crescut în familie de creștini. Mă rugam în casa mea să ținea rugăciune. Oamenii se rugau. E bine, dacă când eu am fost la prima întâlnire de tineret, atât de puternic a fost prezența Domnului acolo, încât mi-era teamă că dacă ating mâna, îl ating. Și am plâns toată seara aia. M-am pocăit de și ce n-am făcut. Și știu că au urmat cam doi ani în care mi-era teamă și să visez să nu-L supăr pe Dumnezeu. <laughs> și după acești doi ani de, de luptă și de încercare de a fi pe placul Lui Dumnezeu, am obosit și am zis, Doamne, ca să spun drept, nu cred că există ceva mai tare decât creștinismul. Nu cred că există un alt mod mai bun în care poți să-ți viața. Dar eu nu sunt în stare. Pur și simplu, standardul tău e așa de sus încât eu nu reușesc să ajung acolo. E mult prea mult, mult mai mult decât sunt eu în stare. Și am înțeles strigătul acela pe care l avea David și îi spunea, du pe stânga pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Ai avut senzația aceea că vrei să te apropii de Dumnezeu, că vrei să te rogi mai mult, că vrei să slujești mai mult, că vrei să fii și ești atât de jos față de cât ar trebui să fie. Ei bine, noi am fost creați perfecți. În grădina Edenului omul era perfect. Dorul acela după perfecțiune e legitim în fiecare dintre noi. Nevoia aceea de a fi la standardul lui Dumnezeu este legitimă. Atunci când tu împlinești această nevoie corect, ești binecuvântat. Atunci când o împlinești în mod greșit, trăiești o robie pe care Dumnezeu nu vrea să o trăiești. De când ai uitat de Harul lui Dumnezeu și de faptul că ești mântuită prin Har și nu prin faptele și performanțele tale, indiferent cât de mari și multe și frumoase ar fi? De când ai uitat că nici unul dintre noi nu suntem vrednici de toate lucrurile pe care El ni le dă și că nu ne ridicăm la standardul acesta. Dacă ne-am ridicat una dintre noi, n-ar mai fi fost nevoie să vină Hristos, ar fi fost exemplu, unul. Uite, am găsit un om care trăiește după placul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, nici măcar un om nu este perfect, și perfecționismul ăsta se manifestă în noi, distructiv și atât de distructiv. Unele femei îl manifestă în curățenie excesivă, altele în pretenții excesive pe care le au de la ceilalți, pentru că ele însă le știu că nu ating standardul acela de perfecțiune, îl cer cu disperare de la ceilalți și devenim noi o povară și suntem o povară pentru noi înșine. Când Dumnezeu îți vorbește despre har și ce înseamnă har, o teamă sănătoasă înseamnă să te ferești de păcat. O teamă bolnavicioasă e să te blochezi din tot ce, ce Dumnezeu te cheamă să fii. slide următor arată versetul care arată evrei. FSN, dar am și pe cel din evrei, imediat vă spun despre evrei. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oameni pe casă, ci sunteți împreună cetățeni, ai, cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Știi câte versete vorbesc în Biblie despre faptul că tu ai ajuns la un statut de sfințenie, nu prin efortul tău, ce a fost făcută desăvârșită prin Harul lui Dumnezeu și versetul din Evrei pe care o să vi-l vi spun, Evrei 12 cu 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Foarte interesant, să te abazi de la Harul lui Dumnezeu. Nu înseamnă să începi să păcătuiești și să te departe de Dumnezeu prin, făcând păcate mari și grave, ci să uiți că tu ești mântuită prin Har și nu prin faptele tale. Ori de câte ori lași amărăciunea asta că nu ești destul de bună, că niciodată nu o să fii vrednică de Harul meu. Așa este, niciodată nu vei fi vrednică de El. Dar nu vrednicia ta te califică în prezența lui Dumnezeu, ci ceea ce te califică sunt meritele Domnului Isus Hristos. El te face de te numește sfântă și tu ai curajul să-i spui, e, greșești, Doamne, eu sunt păcătoasă. Exact jocul acesta îl jucăm cu El. Dumnezeu te numește Sfântă prin jarfa Domnului Iisus Hristos. Se uită la tine și spune, nu văd niciun rău. Și tu spui, sunt păcătoasă. Tu te la alții mai buni decât mine. Eu nu sunt vrednică. Care e, de fapt, problema cu toată, uh, cu, cu, cu toată recunoașterea aceasta? Pentru că nu este pocăință. Dacă este pocăință, e ceva foarte specific. Ai greșit? Pocăiește înaintea lui Dumnezeu. E o întristare după voia lui. Plânge înaintea lui Dumnezeu, ești iertată, ești restaurată și vii cu bucurie înaintea lui Dumnezeu și îi spui, extraordinar, mai salvat și mai mântuit, e extraordinar ce ai făcut. Teama aceasta este o teamă sănătoasă, teama bolnăvicioasă este cea pe care o are ispravnicul din pilda talanților, cel de-al treilea, vă amintiți? Ce zicea? Mi-a fost teamă că ești un om aspru și că se de unde n-ai semănat. Mi-a fost teamă că ești un om aspru. Ai să vii și ai să mă pedepsești pentru că eu nu sunt suficient de bun și de prolific. Câți dintre noi nu ne putem bucura în casa lui Dumnezeu? Pentru că am uitat că trăim pe baza harului și a meritelor lui Iisus Hristos, nu pe baza performanțelor noastre spirituale sau profesionale. Câte dintre noi ne bazăm exclusiv pe cine este Dumnezeu și nu pe noi înșine? Petru spune în felul următor. Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Tot. Tot înseamnă tot. Nimic în plus, nimic în minus. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui prin care ne-a dat și făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Foarte interesant. Vedeți care este ordinea? Dumnezeu îți dă tot nu tu produci tot. Dumnezeu te pune în poziția în care tu începi să produci lucrurile astea, pentru că El ți-a dat tot, tu începi să faci eforturi și fapte bune. Și mai explicit este în Efeseni. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Adică eu nu încep să fac fapte bune ca să îl conving pe Dumnezeu să mă iubească și să mă placă și pe mine. Ci pentru că am fost atât de jos, harul lui m-a m-a ridicat, m-a dus în comunitatea lui, în biserica lui și m-a pus într-o stare în care eu pot să-l slujesc pe el. Și din momentul acesta eu nu încerc să-i câștig favoarea, ci mă bucur de favoarea lui. Eu nu încerc să-l îmbunesc cumva pentru că el e aspru și nemilos, așa cum spunea uh, acel ispravnic, ci eu trăiesc în bucuria tatălui meu. Nu pășesc pe vârfuri în casa lui de groază să nu mă trăznească, ci pășesc plin de recunoștință și de bucurie pentru că m-a salvat pe mine. Eu umblu în fapte pe care el mi le-a pregătit de dinainte. E ca un traseu. Nu caut de disperare cumva. Cum să mai fac ceva ca să-l îmbunătățesc, pentru că uite-te cât de rău și de păcătos sunt. Deavolul încearcă să te facă să te simți nevrednic de mila lui Dumnezeu și de harul lui. Nu este smerenia aceasta. Smerenia e să mă aliniez cu ceea ce el spune și să spun: Doamne, tu ai dreptate. Doamne, tu ai ultimul cuvânt în viața mea. Nu eu spun. Se spune despre o familie de sclavi în fiecare dimineață era cocoșul care îi trezea, se duceau în, în câmp și strângeau cânepă și strângeau um, porumbul la vremea lui, lucrau pentru stăpâni, aveau o viață grea acolo pe plantație, bumbac strângeau. Și a venit vremea eliberărilor, și în ziua în care a fost eliberată și declarată, dată acea declarație de independență, și și-au dat seama că sunt oameni liberi, au sărbătorit acel lucru și au făcut un lucru foarte simplu. S-au dus și au tăiat cocoșul. Cocoșul era cel care îi trezea în fiecare dimineață și eu zis vrem să, să, facem să tac acea voce a robiei, nu mai vrem să ne amintim că am fost robi. Și prima zi după robia lor au mâncat supă, zamă de cocoș. E bine, în viața ta s-ar putea să fie cocoș pe care trebuie să-i faci, să-i reduci a tăcere, să-i tai și să le spui robia mea s-a sfârșit. Eu am fost transformată de puterea lui Dumnezeu. Viața mea a fost schimbată de, de El. Eu trăiesc prin har, nu prin ceea ce sunt eu. Nu încerc să vă conving despre lucrurile acestea, pentru că nu pot să vă conving. Însă invitația lui Dumnezeu este, vreau să intrați în odihna aceasta, vreau să trăiți relația aceasta. Imaginați-vă cum ar fi copiii voștri din casa voastră să trăiască terorizați, veșnic, că nu iubiți suficient și că trebuie să facă noi și noi lucruri ca să vă câștige favoarea. Nu vi s-ar părea ciudat. Imaginați-vă că ar trăi veșnic frustrarea asta, că nu sunt suficient de bun și că nu merită să fie copiii voștri. Nu ar pune asta sub semnul îndoielii faptul că voi sunteți părinți buni și că iubiți necondiționat și că sunteți acolo pentru ei ca să-i ajutați? Oare ne credem noi părinți mai buni decât e Dumnezeu Tatăl? El spune, am dat totul pentru voi, l-am dat pe Hristos, pe Fiul meu, unicul meu fiu pentru voi, valoarea voastră este inestimabilă pentru că eu v-am făcut, ce am pus Duhul meu în voi, Harul meu, ceea ce înseamnă ceva ce voi nu meritați, v-a fost dat cu prisosință, vrei să intri în odihna mea și să încep să acționezi în faptele bune pe care ți le-am pregătit și să te bucuri că ești acceptat 100% sau vrei să dovedești în continuare că ești copil bun și că trebuie să-mi câștigi simpatia într-un fel sau altul. În spatele temerilor noastre sunt camuflate nevoi pe care noi nu le-am identificat și nu le-am împlinit corect. În Ieremia, Dumnezeu spunea, nu numai că poporul meu m-a părăsit pe mine izvorul apelor vii, dar s-a dus și a săpat puțuri uscate și seci în locuri care nu țin apă. Nevoile tale sunt legitime, ți-e sete și Dumnezeu pentru că ți-e sete a creat apa. Și în loc să te duci să bei apă, te duci și sapi în puțuri seci și uscate și te adăp de acolo și îți dai seama că ești mai sătos și mai flământ după ele. Următorul slide. Teamă de boală, de moarte, de suferință, de neprevăzut, nevoi fizice pe care le avem. Dacă e instinctul acesta de conservare în noi, el e normal. E normal să te ferești în timp de pandemie, îți pui mască, nu te duci să te întâlnești cu ceilalți, respecti regulile de igienă, faci și atârnă de tine, te speli pe mâini, nu te expui în mod ilegitim. Ce se întâmplă când toate acestea devin o teamă constantă că și ție-ți se poate întâmpla ce s-a întâmplat cu celălalt? Că și tu ai putea să ajungi în felul ăsta și că ai putea muri. De fapt, nevoia noastră legitimă de siguranță e acolo pusă de Dumnezeu. El a pus acest instinct de conservare în noi. Vrea să trăim pe acest pământ și trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt și trebuie să avem grijă de ele, așa cum ai grijă de această încăpere și încerci să o menții curată și luminoasă și frumoasă, pentru că aici se întâlnesc cu oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Trupul tău, în aceeași măsură, trebuie menținut curat și frumos și decent, pentru că el este templul Duhului Sfânt și aceasta este partea pozitivă și nevoie împlinită legitim. Dar atunci când tu trăiești cu teamă constantă pentru viața ta, teamă de de dacă faci tu cancer, de dacă faci tu COVID, dar dacă faci lucrul acesta, ai ieșit din voia lui Dumnezeu și nu mai trăiești ceea ce îl vrea să trăiască. Pentru că teama aceasta este o teamă care te blochează, te împiedică să faci ceea ce te cheamă Dumnezeu să faci. Adică, Dumnezeu te-a creat cu un scop pe Pământul acesta. Nu te-a creat doar să mergi la serviciu, să aduci un salariu, să faci doi copii, să ieși la pensie și după care să mori ci l-a atașat un scop specific fiecare persoane. Nu avem trasee identice, avem povești diferite, etape diferite din viață și fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, dacă nu vine Domnul Iisus, ne vom duce la el. Moartea este o certitudine. Puține lucruri sunt certitudine. Nu știu dacă te măriți sau nu, dacă o să ai copii sau nu, dacă o să ai o anumită profesie sau nu, dar dacă e un lucru sigur, dacă nu vine Domnul Iisus, 100%, mori. Ziceam că vorbim de vești bune. Dar ne ajută să privim lucrurile în față și să ne dăm seama. Asta este realitatea. Înainte să te fi născut, înainte să fi trăit prima zi din viața ta, în cartea lui erau scrise toate zilele vieții tale. Nu se hotărăște pe parcurs că apare COVID și că atunci se hotărăște că tu mori, că nu te-ai pe mâini. Spală-te pe mâini. Dar nu se hotărăște acum repede pentru că tu ai făcut o greșeală, pac, te trăznește și ai murit. Nu, ci viața ta are scop și sens. Tu ai pentru ce să trăiești pe acest pământ. Ești o persoană pe care Dumnezeu a creat-o, care i-a dat un scop, creat așa un scop și care îl va împlini scopul, și în momentul în care scopul va fi împlinit, vei pleca acasă. Și legat de moarte, câteva lucruri foarte interesante. Pavel spunea în Filipeni 1, 21 și 30: Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strânzi în două părți. Aș dori să mă moci să fiu împreună cu Hristos, că ce-ar fi mult mai bine, dar pentru voi este mai trebuință să rămân în trup. Slide-ul următor ne arată versetul la care am vrut să mă refer legat de această teamă. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Nu trăiești să-ți faci o casă mai mare, nu trăiești să mai faci încă trei copii, nu trăiești nici măcar să-i crești pe acești copii, ci trăiești pentru scopul pe care Dumnezeu l-a desemnat. Să Stăteam de vorbă cu soția unui pastor care suferea de cancer deja de 5 ani și avea doi copii mici și știu că așa de frământat am fost și atât am rugat și atât am postit și atât de apăsat am fost, nu atât de faptul că ea avea, pentru că era o femeie foarte puternică și foarte luptătoare, ci pentru copiii aceia și spuneam, Doamne, lasă acestor, acestor, copii mama lor, e imposibil să, să înlocuiască cineva și stăteam de vorbă cu ea, chiar ultima discuție pe care am avut-o cu ea. Și așa de senină mi-a zis, m au uimit liniștea ei și a zis, dacă Dumnezeu decide să plec, înseamnă că e cea mai bună variantă. El se va ocupa de copiii mei mai bine decât sunt în stare eu să o fac. Și am înțeles cât încredere avea această femeie. Până la urmă, urmă, cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla nu este cancerul și nici moartea, ci să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu și să nu știi unde te duci. Apostolul Pavel spunea, pentru mine e mult mai bine dacă mă duc. Dacă trăiesc, trăiesc pentru Domnul, dacă mor mor pentru El. Viața mea nu e la întâmplare. Și asta nu cred că trebuie să o zică doar Apostolul Pavel, că, Doamne, el este Apostol, eu nu sunt, sunt un, o simplă femeie, ci fiecare dintre noi ar trebui să știm ce se întâmplă în momentul în care închizi ochii. Ce se întâmplă când pleci de aici? Cine ești tu cu adevărat? Poate să o că aceasta e o întrebare care ține de psihologie, nici vorbă. În ziua judecății, Matei 25, vin niște oameni la, la Domnul Isus și spun, Doamne, n-am vorbit noi în limbi, n-am scos noi dragi, n-am înviat morți, n-am făcut atâtea chestii și spune Domnul Isus, plecați aici, nu vă cunosc, nu v-am întrebat ce ați făcut, ci cine ați fost voi? Ați fost copiii mei? Ați fost copiii mei? V-ați cunoscut pe mine? Ne-am cunoscut? Am avut o relație? Mai important decât să trăiești 90 de ani este să trăiești cu scop și să fii a lui Hristos și identitatea ta să fie înnoită în el și să știi că oricând, absolut oricând, secunda următoare, oricare dintre noi pleacă, se mută dintr-un cort într-o clădire bine întemeiată. În antevăr, spune în Corinteni Pavel, știm că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ce este veșnică și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el în locașul nostru ceresc. Ați dormit vreodată în cort? Soțului meu îi plac drumețiile mult și lucrează la o tabără. Și mai ales în primii noștri ani de căsnicie, când nu ne puteam permite noi nu știu ce concedii, cu cortul mergeam des. Am dormit și în portbagajul mașinii, aveam mașină din acea combi și am pus o saltea și am, am dormit așa. E bine, imaginează-ți, reziști așa cam o săptămână, două, eu știu, cât poți rezista, depinde cât grad de confort reușești să-ți asiguri și unde îți găsești o toaletă și undeva să te poți spăla. Dar oricum știi clar că e o stare provizorie și că nu e pentru mult timp, că e disconfort acolo. Ai nevoie totuși de un minim de, de confort ca să poți trăi normal. E bine, Pavel zice, te muzi de la cort, nu la bloc, ci o clădire. Te muzi de la cort la o clădire. La ce se referă? Cu siguranță că nu la bunuri materiale, Părerea mea este că te muți în acest trup care îmbătrânește, se degradează, se îmbolnăvește, te muți într-un trup de slavă care reflectă pe Hristos. Ce va fi nu s-a arătat încă, ce va fi acel trup, dar categoric acel trup nu va mai însemna durere și suferință și murdărie și lacrimi și praf și transpirație și grăsime și eu mai știu câte. Fetița mea zicea că ar vrea să am burtă și, sincer, copiii au niște gusturi foarte uh, diferite de ale noastre și au alte standarde de frumusețe decât le avem noi. E bine, ne mutăm de la cort la o clădire. Nu-ți fie frică de moarte. Nu -ți fie. Prima oară că mi-a fost frică de moarte a fost a doua zi după ce am născut. Până atunci niciodată nici mi-a trecut prin cap să mă gândesc la moarte. Moartea se întâmplă altora, că mi se întâmplă mie foarte bine și așa nu știu ce se întâmplă. Dar a doua zi după ce am născut am făcut febră și a fost prima oară în care m-am gândit, am zis, Doamne, aș vrea să cresc eu copilul ăsta. Dar stând față în față cu acea soție de păstor cu care vorbeam și care zicea, Dumnezeu poate să crească mai bine copii decât sunt eu în stare. Dacă el decide că trebuie să mă mut, e cea mai bună decizie. Știe ce are de făcut. Ce relaxare să trăiești în felul ăsta? Cu COVID sau fără COVID, cu cancer sau fără cancer, apropo de cancer și de bolile acestea terminale, un avantaj, nu fac promo, clar, sunt boală, sunt semnul suferinței și al degradării, nu, nu ne lăudăm cu ele. Dar un avantaj pe care îl are boala asta e că îți dă timp să te pregătești. Ai timp să-ți închei toate socotelile și cu cei pe care îi rănici, și pe cei care nu i iertați și cu cei dragi cărora vrei să le lași amintiri. Nu fi foarte speriată și disperată. Diagnosticele până la urma urmei nu sunt cel mai rău lucru pe care îl poți experimenta, ci străinarea de Dumnezeu este cel mai grav și cel mai rău lucru pe care îl poți experimenta. Până la urma urmei, David a murit împăratul. Dar a murit bătrân sătul de zile binecuvântat de Dumnezeu, în timp ce Saul, de Saul s-a îndepărtat Duhul lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de el. Putea să trăiască o de ani, putea să trăiască mult și bine, a trăit degeaba cel mai grav lucru pe care îl poți experimenta nu este boala și nici moartea. Moartea, cum spuneam, e certitudine. Ce se întâmplă după moarte, în schimb, e cel mai important lucru. Următorul slide merge la o altă teamă, altă nevoie. Nu o văd pe Emilia. Am uitat să mă uit la ceas când am început. <laughs> fă un semn când să termin. Teama de sărăcie și nevoile materiale. Bine, trăim pe acest pământ în care ai nevoie să mănânci, ai nevoie de ceva cu ce să te îmbraci. Pur și simplu sunt nevoi legitime pe care le ai. Ce ești dispus să sacrifici pentru a-ți împlini nevoile materiale? Familia? Relația ta cu Dumnezeu? Îl aduceam pe Esau în discuție și mi se pare extrem de relevant cazul acesta. Era normal lui sau să fie foame. Era după o zi de vânătoare, nu prinsese nimic. În momentul acela conta așa de puțin banii pe care avea corturile, turmele pe care le avea acasă. Dar un lucru nu conta și nu putea fi pus în balanță cine era el. Dacă vă dați seama ce ce el a vândut atunci, a fost dreptul de întâi născut. Cine era el, statutul lui. E important să ai cu ce să mănânci și ce să te îmbraci. Dumnezeu îți spune, uh, roagă-te pâinea noastră cea de toate zilele și așa ne-am și rugat, pentru că eu vreau să ți le Sunt importante nevoile tale. Însă nu-ți vinde sufletul pentru ele. Ce compromisuri ești dispus să faci? Amintiți-vă de fratele Titi pe care, cu care am început uh, prezentarea mea. Ce vrei să plătești pentru asta? Dacă serviciul în care ești e o, o conjunctură în care tu te poți compromite și șeful tău îți face avansuri sau eu mai știu care sunt compromisurile la care tu ești supusă, să semnezi documente care presupun minciună și furt, ce ești dispusă să plătești ca să ai un salariu? Dacă e muncă cinstită, munca cinstită e binecuvântată de Dumnezeu. Dar nu vinde așa cum s-au făcut, dreptului de întâi născut, sufletul tău, pentru pâinea pe care Dumnezeu îți garantează că o ai. Lucru interesant despre uh, posesiuni materiale. Cel mai discutat subiect în Biblie nu este păcatul, nu e nici măcar Dumnezeu, nici rai, nici moarte. Cel mai des cuvânt folosit în Biblie referitor la bani și posesiuni materiale. Ați știu lucrul acesta? ăștia de măsoară cu cuvintele și cu termenii biblici au făcut studiul ăsta, eu n și putut să-l fac, dar am luat pe cuvânt, m-am uitat pe referințe, într-adevăr, sunt cele mai multe care vorbesc despre bani și posesiuni materiale. De ce? Nu că pe Dumnezeu l-ar interesa subiectul ăsta, pentru că pământul întreg este al lui. El nu e în criză financiară că a venit covid peste noi. Pământul și cerurile sunt ale lui. Ci pentru că inima noastră se leagă de pământ și de lucruri materiale. Și în timp ce noi ne lăsăm frământate și antrenate în goana aceasta de acumulare, de a avea și eu, toată lumea are casă, eu de ce nu am, toată lumea are o mașină, de de ce nu am, toată lumea are, e bine, în timp ce ne lăsăm antrenate de toate acestea, uităm de ce este cel mai important. Uităm de ceea ce este cel mai important. A avea bani nu este păcat, însă a iubi banii înseamnă să-L urăși pe Dumnezeu. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Testul e foarte simplu. Gândește-te puțin eforturile tale, prioritățile tale, hobby tale. Arată focalizarea ta. Ce e important cu adevărat pentru tine. Domnul Iisus spunea, nu vă îngrijorați de viața voastră. E oare nou și necunoscut acest text. Gândiți-vă, gândindu-vă, ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Căci nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu se ceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai depreză cât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te închinui să te îmbogățești, spunem proverbe. Nu spune priceperea în aceasta. Cei care au făcut-o răia Iacov idea, se străpung singuri, cu o mulțime de dureri. Nu vă îmbogățiți și nu vă strângeți comori pe pământ, spunea Domnul Iisus, unde le mănâncă molile și le fură hoții, îți montezi sisteme de alarmă și tot ești cu grijă și nici nu poți să pleci în concediu de grijă că îți calcă hoții casa. Nu-ți fă un standard din cei care au mai mult decât tine și nu tânji să ajungi ca ei. Fii mulțumitor cu ce ai. Trăiește cu, cu mulțumire și bucură de lucrurile pe care le ai, pentru că viața ta e mai importantă decât orice posesiune materială. Într-o bună zi vei lăsa și casa și mașină, și absolut tot, nu vei lua absolut nimic cu tine. Fie că ai acumulat mult, fie că ai acumulat puțin, toate aceste lucruri ți-au fost date în administrare și nu ești proprietarul lor. Deși pare curios să spun lucrul acesta. Fie că ai un teren, fie că ai o casă, chiar dacă pe terenul acela ai un act care scrie că ești proprietar, în realitate, într-o bună zi vei muri și terenul acela nu-l vei lua cu tine. Ai fost administrator pe o anumită perioadă de timp fel cum este în, în, în lumea noastră. Cineva este administrator unei firme, nu proprietarul ei. Adică ți s-au încredințat niște lucruri, vei da socoteală de modul în care le-ai gestionat, dai socoteală șefului tău, exact așa se va întâmpla cu noi la finalul acestei vieți, vei da socoteală ce ai făcut cu aceste bogăține drepte, pentru că așa le numește Dumnezeu, ce ai făcut cu banii tăi. Pentru că există un cântar foarte fin care spune felul în care îți faci banii și felul în care îi cheltui. Arată măsura ta de spiritualitate felul în care îi faci, ce preț plătești, ce compromisuri faci, ce ești la ce ești dispus să renunți ca să ai, e muncă cinstită, e corect. Și felul în care i cheltui, uită-te cum îi dai și ce faci. Și foarte interesant, modul în care măsoare Dumnezeu acești bani e foarte diferit de balanța pe care noi avem când evaluăm ce fac pentru Dumnezeu și ce investesc pentru Dumnezeu. Când o văd, vă vine și de ultimii do doi bănuți, Domnul Iisus spune, a dat mai mult decât ce toți ceilalți a dat mai mult. Cum cântărește Dumnezeu lucrurile? Să uită la motivația ta, la ce e important pentru tine, la valorile tale, la ce e înăuntru. Nu-l nu poți păcăli și nu te poți păcăli nici pe tine însă. Degeaba ne ascundem după deget. Felul în care faci banii și felul în care cheltui arată de fapt cât ești tu de spirituală. Spui că îl iubești pe Domnul, dacă nu-ți dai partea lui, nu e a ta, partea Domnului, să știi că îl înșeli. Nu o zic eu, o zicem aleahi. Felul în care îți cheltuiești banii, Domnul Iisus le spune ucenicilor despre un om pe care îl numește nebun, foarte dur, Eu nu mi-aș permite să numesc pe nimeni așa, dar Domnul Iisus spune un nebun, pur și simplu. Iar o dițarina a acumulat mult și stătea și se gândea ce să fac, ce să fac atât de mult, am oare să mi iau o mașină, oare să fac și piscină, am să-mi fac încă un silos, să depun toate acestea. Și Domnul Iisus, Dumnezeu îi spune, nebunule, noaptea asta ți se cere sufletul, absolut totul rămâne aici nebun, pentru că nu te gândești decât la tine însuți, nu te gândești decât la poftele tale, la nevoile tale, la cum să ți le împlinești, în loc să investești lucrurile acestea care ți-au fost date în administrare. Dacă ești administrator la o firmă, știi clar că nimic din cei acolo nu e al tău. Dacă îți privești mașina de parcă ești administrator al acelei mașini, e mașina lui Dumnezeu, nu e a mea, atunci ai să o folosești pentru Dumnezeu, pentru că e al lui, bunul lui, nu e al tău. Dacă așa te gândești la casa pe care o ai, începi să o deschizi și să pui la dispoziție, pentru că nu e a ta, ești administrator, doar ți-a încredințat -o Dumnezeu câțiva ani și aici, după care pleci-o lași. Ce faci, cum câștigi, ce aduci în plus? Are legătură cu teama ceea ce vă spun eu? Are foarte mare legătură. Pentru că acolo unde este uh, comoara ta, acolo e inima ta, preocuparea ta. Încă un lucru foarte important, Dumnezeu însuși promite și versetul pe care l-am spus, poți să-l pui slide-ul următor, versetul pe care l-am spus este legat de faptul că Dumnezeu se angajează să-ți dea ce mănânci cu ce te îmbraci și că nu vei duce lipsă niciodată de aceste lucruri atâta timp cât ești cu El. Niciodată. Câți dintre noi n-am experimentat în moment momentul în care chiar s-au terminat banii și Dumnezeu a trimis providențial? Mi-am clar moment, începutul căsniciei noastre, a fost destul de modest, așa, și mi-am că nu mai aveam bani de pâine, nu mai aveam bani de cheltuieli, ne-am pus, ne-am rugat și am plecat. Nici nu mai amintesc când am plecat, dar am coborât jos și unică, soțul meu se uită în poștă, era un plic, îl scoate. Singura oară în care se întâmpla lucrul acesta, îl scoate, se uită, era o sumă de bani, ne-am plătit cheltuielile, ne-am. A fost uimitor pentru noi, era începutul nostru de drum și mulți dintre voi știu că aveți povești de genul acesta. Moment în care Dumnezeu se angajează că îți poartă de grijă, nu te îngrijora de nimic ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul acesta nu-ți promite bogăție, nu-ți promite o mașină nouă și e foarte posibil să o primești, dar nu asta îți promite. Îți promite că pacea lui Dumnezeu îți va păzi mintea și inima. N-ai să te temi că vei fi dat afară, n-ai să te temi că ai să ajungi pe drumuri și nu mai ai cu ce să-ți plătești rata, n să te temi de toate lucrurile astea dacă nu te îngrijorezi de nimic. Ci cu privire la bani, stai înainte lui într-o predare totală, Doamne, până la urma urmei, tot pământul este al tău. Absolut tot pământul acesta este al tău. Mocheta de sub picioarele noastre nu e a bisericii e a ta. Tu ai dat-o. Tu dai fiecare lucru. E ceva prea greu pentru tine în lumea asta? Mă pot eu îngrijora când tu deții tot pământul, iar eu sunt copilul tău? Nu e doctrina prosperității aici, ci este încredere în Dumnezeu care deține toate lucrurile și care are în control toate detaliile. Poate e nevoie din, din partea noastră de o predare de plin în care înțeleg că nu eu țin lucrurile strânse în mâini, ci că ele mi-au fost date de Dumnezeu doar ca să le administrez, nu să fiu proprietara lor. Următorul slide vorbește de o altă teamă, în mod special femeile resimt lucrurile acesta. Teama de singurătate, nevoia de apartenență. Ți-e teamă să nu rămâi singură. Ce, ce e legitim în povestea asta e că Dumnezeu însuși spune că nu e bine ca omul să fie singur nu e ideea mea, e ideea lui până la urmă așadar dacă resimt singurătate ca văduvă sau ca fată necăsătorită sau poate chiar în cuplu până la urmă el zice că nu e bine n-am venit eu cu, cu ideea asta dar faptul că te temi de singurătate te poate transforma în, într-o persoană eu știu geloasă sau posesivă sau depresivă aparține este ideea lui Dumnezeu Felul în care împlinește această nevoie poate să fie legitim sau ilegitim. Mai mulți, mai multe referințe care vorbesc. Funia împletită în trei nu se rupe. Tot ideea lui de a lucra împreună, nu să-l fie un un, un, un un cărbune scos din foc și și dat la o parte. Am fost creați să trăim în comunitate. Am fost creați să avem relații unii cu ceilalți. Trăim în perioada aceasta de pandemie în care relațiile sunt digitale și ne înstrăinăm unii de ceilalți. Resimțim dureros toată distanțarea aceasta. Dar teama aceasta de, de singurătate îmbracă forme diferite. Îți crezi copiii și pleacă de acasă, zboară din cuib, rămâne cuibul gol. Se întâmplă și trec situații și parcurs situații în care te poți simți extrem de singură și de neînțeleasă. Dumnezeu zice nu este bine să fii omul singur. Mai mult te plasează în, în comunitatea, în trupul lui Hristos și spune că fiecare mădular are nevoie de celălalt și prin darurile spirituale ale celălalt tu crești iar tu te simți singură și simți că ai nevoie să aparții de ceva și cuiva ceva mai mare decât tine iar sentimentul acesta de singurătate creează în tine o presiune și o teamă uriașă, teama că ai să îmbătrânești singură, teama că ai să fii bolnavă și nu mai are cine să te îngrijească dacă rămâi singură, teama că nu te măriți niciodată, teama că te părăsește bărbatul. Toate temerile acestea și scenariile acestea care vin, vin din nevoia aceasta de apartenență pe care Dumnezeu promite că o împlinește. Slide-ul următor ne spune Nu te teme căci Eu sunt cu tine. Rahela deja spunea acest verset. Nu te uita cu îngrijorare căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot, îți vine, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Interesant, Dumnezeu nu promite că nu va veni furtună. Ba mai mult, Hristos spune, în lume veți avea necazuri. Nu te, nu, promisiunea nu e dacă vei avea necazuri, dacă te vei simți singură, dacă te vei simți amenințată, dacă... Nu e dacă. În lumea aceasta avem necazuri, e o realitate. Haideți să le confruntăm față în față și să nu ne spunem niciun dulci, pentru că lângă tine nu va trece niciodată. În lumea aceasta ai necazuri. Dar ceea ce îți promite Dumnezeu este că este cu tine. Pe ucenicii întreabă pe acea barcă de ce vă este frică. Sunt aici pe barcă cu voi. Oare n-ați văzut de ce sunt în stare? Amintiți-vă în pilda fiului risipitor, o situație destul de interesantă. Doi fii. Vine fiul acasă, rătăcitor, tatăl îl primește, taie vițelul îngrășat, îi pune în deget inelul, îmbracă în haine, haina de sărbătoare și Celălalt fiu se întoarce de la munca câmpului, aude voie, vuiet în casă și, și atmosferă de, de, veselie și întreabă ce e, îi se spune ce este și în loc să se bucure, se întristează, se supără și rămâne afară. Și tatăl, poate unii dintre noi am rămâne în casă, am fi zis, dacă vrea să stea în bufna, să stea în bufna până când îi trece. Dar tatăl e un tată bun și are milă și de farisei și iese afară și îl întâmpină pe acest fiu al doilea lui care era mai risipitor decât primul și îi spune, fiule, hai să ne bucurăm, că uite-te, fratele tău era, era pierdut și uite-te, a fost găsit. Și fiul cel mare nu se bucură și spune, tată, dar eu dintotdeauna te slujesc, vin la biserică, la toate programele, cânt în față, fac atâtea lucruri. Și uite-te, vine ăsta care e destrăbălat, apropo, el știa de frate sub ce făcea, dar nu-l durea inima, se simțea bun în comparație cu el, se simțea că el e mai bun și că face ceea ce trebuie. E bine, vine acest fiu care îți risipește toată averia și pe el îl primește în felul acesta. Mie nu mi-ai dat niciodată un ied. Un ied nu mi-ai dat. În timp ce lui, uite-te ce ai făcut. Mie niciodată nu mi-ai chemat prietenii aici și lui, uite-te ce, ce, sărbătoare îi organizezi. Ce rata acest fiu mai mare? tatăl nu-i răspunde nici de turme, nici de prieteni, ci îi spune, fiule, tu totdeauna ești cu mine. Tu te înjești după iezi când eu sunt cu tine? Tu ai nevoie de recunoașterea prietenilor când eu te validez și sunt cu tine? Ce schimbă în viața ta faptul că e Dumnezeu cu tine? Exact ce nu înțelegea acest fiu mai mare care era risipitor. Faptul că Dumnezeu este cu tine schimbă radical toată ecuația. Cum să tânjesc după un ied când stăpânul tuturor turmelor acestei lumi e cu mine? Cum să mă simt singur și dependent de aprecierea unui grup de prieteni care nu mă cunoaște, nu mă înțelege, nu mă pot identifica cu el, când el însuși, cel care a creat toată omenirea aceasta, cel care se înconjoară de, de îngeri și de galaxii și de atâtea lucruri, el însuși e cu mine. O realitate pe care acest fiu mai mare nu o înțelegea și o realitate pe care alți fii și fiice de Dumnezeu, care vin de ani de zile în biserică, nu o pricep și trăiesc cu, mânire mâhnire și cu tristare și ca niște săraci cerșetori când turmele pământului sunt ale lor, când biserica lui Hristos, armata lui Dumnezeu este în jurul lor. Doamne, deschide-le ochii să vadă, spunea, um, în, 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 acel război împreună cu sirienii, profetului Dumnezeu Elisei, slujitorului lui, deschide ochii să vadă, cu noi sunt mai mulți decât sunt, sunt cu ceilalți. Și când i s-a deschis ochii, a văzut armatele lui Dumnezeu cu înconjurau. În timp ce tu te simți singură și animă noi, beneficiezi de cea mai de elită companie. Faptul că Dumnezeu este cu tine e cea mai tare carte pe care o poți avea. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare. Eu sunt Dumnezeul tău. Unor am vrea să ne spună că rezolvă situația. Am vrea să spună că intervine și că face lucrurile așa cum ne cere. Și în mod paradoxal, el spune, eu sunt cu tine, Asta e tot ce contează. În lume vei avea necazuri. Nu-ți promit că te voi trece, trece prin lumea asta fără suferință și fără necazuri. Dar îți promit că voi fi cu tine și am să-ți dau resursele ca să poți să biruiești aceste necazuri. Îți promit că ai să învingi. Unul din cele mai importante lucruri pe care societatea noastră le prețuiește pe locul întâi este confortul. Viață dulceagă, fără niciun fel de furtună și nicio o cută. Cât mai comod și cât mai să nu mă strângă nimic. Atât de puternică e, e, e acest, această caracteristică, încât nu ne mai străduim să obținem nimic. mai vrem să... E, vrem cel mai mic deranj. De aia scade și prezența la biserică, de aia tot mai puțin se implică în lucrare, de aia scade interesul pentru lucrurile performante de a scade interesul la învățătură și la nivelul de educație, pentru că simptomul acestei generații e cât mai comod, cât mai, cât mai ușor. E bine, poți să-ți dorești cât vrei tu, cât mai ușor. cu Dumnezeu nu o să-ți meargă. El e cel mai perfect învățător și el știe exact lecția de care ai nevoie ca tu să crești. Și dacă e să aleagă între cine vei deveni tu și cine vei fi tu și cât de ușor să-ți fie, alege cine vei deveni tu. Ceea ce se întâmplă în viața ta și următorul slide vorbește despre câteva concluzii pe care noi le tragem și ne apropiem de ele. Identif Identificați-vă foarte clar care sunt nevoile. Ele nu sunt greșite. Înțelege exact că nevoia ta de a aparține e, de fapt, cea care trebuie împlinită, nu faptul că ești obsesiv, speriată să nu rămâi singură. Poți să le pui pe toate până la capăt. Sunt cinci. Înțelege pe rând care ți sunt nevoile și identifică. Domnul Iisus și-a întrebat ucenicii și de ce vă este frică. E important să te întrebi tu care e de fapt teama mea și de unde izvorăște, care e rădăcina care mi-o alimentează, care e de fapt nevoia legitimă pe care eu trebuie să mă împlinesc la izvorul apelor vii și nu în puțuri seci uscate fără apă. De ce îți este frică, te întreabă Hristos în după masă aceasta. Stai în prezența Lui și vorbește cu El. Doamne, am nevoie de cineva cu care să împărtășesc durerea mea. Am nevoie să curim singurătatea mea și tu o poți face. Încerc să mă împlinesc cu prieteni greșiți sau poate cu, cu anturaj greșit sau într-un mod greșit, dar am nevoie ca tu să mă împlinești nevoia aceasta. De ce ți este frică? Identifică-ți nevoia. slide următor. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pacea în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Rețineți lucrul acesta, ceea ce îți promite Dumnezeu. Dumnezeu nu ne duce cu zăhărelul. Vă amintiți când uh, îl urmau oamenii și era pe val, era popular, lumea îl căuta, voia să-l coroneze rege. Ce ar face în mod normal un om? Ar cumula capitalul ăsta de popularitate? Poate ar spune, uite, de acum ai ocazia să-i mântuiesc în masă pe toți. Și Domnul Iisus face niște afirmații șocante, îi spune celui care zice, Doamne, eu te urmez oriunde. Așa de mult îmi place cum lucrezi, îmi mulțești în pâine, Le faci toate chestiile astea, mi se par fenomenale, vreau să te urmez oriunde. Și Domnul Iisus îi spune, știi ceva, eu n-am unde să-mi plec capul. Ah, orice, dar nu-mi spune asta acum. Vine tânărul bogat și îi spune, foai, îl iubesc pe Dumnezeu, Respect totul, îmi totul. iubesc părinții, cinstesc, iube... am și înțeles esența legii, să iubești pe Dumnezeu și pe aproape ca pe tine, însuți. știu totul, din, tire, din pruncie respect toate chestiile astea. Și Domnul Iisus îl dezumflă și îi spune, vinde tot ce ai. Nici o frază prin care vrea să câștige popularitate, spune, verde în față ce are de zis, ăsta e prețul pe care îl plătești. Dacă vrei să mă urmezi, să știi că nu o să îți fac o casă cu piscina și o să-ți dau o cămilă cadou, două, ci vei avea necazuri dacă vrei să mă urmezi. Îți spune exact care e prețul pe care trebuie să-l plătești, dar știi ceva? vei fi cu mine, mă duc să-ți pregătesc un loc. Nu te vei mai teme de moarte niciodată. Da, fratele Titi, niciodată nu va mai fi inginer șef acolo, dar vei avea o pace pe care nici unul din colegii tăi și nici unul din superiorii tăi nu vor avea vreodată. Îndrăznește. Am biruit lumea. Odată, într-un magazin de bijuterii, a fost prădat într-o noapte de hoți și hoții, surprinzător, n-au furat nimica. Au făcut un singur lucru, au inversat etichetele. A doua zi dimineața s-au dus și au cumpărat inele de doi bani care păreau de pleu, dar care valorau milioane de dolari pentru că aveau nestemate în ele. Și au schimbat pur și simplu valorile, etichetele cu prețurile între produse. Vine satana și inversează etichetele dintre produse și în lucruri lipsite de valoare suntem dispuși să cheltuim orice pentru ele ca să le avem în timp cele care au cea mai mare valoare și care țin de pacea sufletului nostru și de integritatea noastră și de veșnicia noastră să le desconsiderăm și să le punem pe undeva jos de tot. Diavolul face acest joc în mintea noastră și în timp ce noi ne tulburăm ca să menținem acele lucruri, ratăm cele mai importante. În lumea e în cazuri, dar îndrăznește. Hristos îți promite, vei învinge. Slide-ul următor. Vă citeam versetul care e unul dintre light motivurile și pe care noi le cunoaștem cele mai bine. Când Domnul Iisus îți spune, nu te îngrijora de toate lucrurile acestea, concluzionează acel paragraf cu versetul 33. Căutați mai întâi, știm versetul acesta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Adică, dacă prioritatea ta este sănătatea și să-ți întreții trupul acesta, vei fi obsesiv marcată de sănătate și de bol și ipohondrie și oare n-am cumva și boala aceea, pentru că ce e mai important pentru tine e sănătatea. Dacă prioritatea ta sunt banii, vei fi mereu axată pe cât câștigi, pe cum câștigi, dacă e casa ta. Vei fi ca Marta care spune, Doamne, dar nu-ți pasă că noi, uite-te, eu am atât de multă treabă de făcut. Refocalizează-te și dă-ți seama ce ai pierdut din vedere, care sunt prioritățile tale. Cum băiatul de la cameră trebuie să facă lucrul ăsta, să fixeze pe obiectivul pe care vrea să-l prindă în cadru, unor acel obiectiv e destul de în ceață și atunci el trebuie să facă toate ajustările și să vadă foarte clar în obiectiv punctul pe care și-l propune și unor toate celelalte sunt în ceață, pentru că doar punctul și imaginea care contează vrea să fie capturată pe camera lui. E bine, exact așa noi trebuie să ne ascuțim privirea țintă spre scopul pe care Dumnezeu ne-l pune și unor ne fură peisajul și cum îți dai seama asta, fă un fel de inventar. Ce faci de dimineața primul lucru în care te scoli? Ție telefonul mobil, citești știrile, Citești scriptura? Cât timp petreci în rugăciune și în scriptură? Cât timp te uiți la un film? Cât timp petreci pe Facebook sau pe Instagram? Cât timp îți petreci în mediul virtual? Cât timp investești în lucrurile pe care le socotești importante? Făți o scanare, cât timp petreci făcând o anumite activități? Mi-e greu să identific, suntem furate de peisaj diferit în funcție de vârsta și de preocupările noastre. Dar în ce măsură, din 24 de ore pe zi, cheltuiești așa cum trebuie, pe som, pe mâncare, pe hrană, pe sănătate, dar pentru a investi pentru împărăția lui Dumnezeu. Aceasta arată, e un fel de scară care arată ce e important pentru tine, ce e de fapt cu adevărat important pentru tine, care sunt prioritățile. Identifică-ți temerile, spuneam, vezi care sunt nevoile, refocalizează-te și pune-te țintă pe ceea ce e cu adevărat important pentru tine. fă o radiografie, ce e cu adevărat important în viața ta. Și slide-ul următor, Acționează. Hrănește-ți mintea diferit. Poate ai senzația că teama ai un sentiment care te copreșește și pe care nu-l poți birui nici cum, nici cum, nici cum. Fals. Teama începe în mintea ta cu gândurile pe care le ai. Hrănește-ți mintea sănătos cu adevărul. Deja ți-am spus mai multe versete pe care le știi. Expune-te în mod constant acestor adevăruri și alege să le crezi. Dacă Dumnezeu te numește Sfântă, nu te vedea ultimul om. Dacă Dumnezeu îți spune un anumit lucru despre tine, să știi că El are dreptate, El te-a creat. Nu felul în care tu te simți, nici felul în care îți spun ceilalți, arată identitatea și valoarea ta, El o are. Hrănește-ți mintea cu adevărul. Vezi exact care sunt sursele care te fac să gândești într-un mod diferit. Oare sunt prieteni? Oare sunt știrile pe care le citești? Site-urile pe care le vizitezi? experiențele pe care le ai, fă puțină curățenie în sursele care te influențează și hrănește-te sănătos. Suntem ceea ce mâncăm, este sloganul legat de trupul nostru. E bine, din punct de vedere spiritual, suntem ceea ce consumăm. Ce consum toată ziua, ce merge la tine în casă toată ziua, știrile care în continuu te, te tulbură. Îmi spunea cineva în timpul pandemiei, am oprit știrile pentru că am apucat o stare de panică, nu mai puteam, când auzeam numărul de cazuri și toată ziua și asta, și asta, la un moment dat n-am mai rezistat și am oprit televizorul și niciodată mi-am dat seama că sursa de panică și de anxietate s-a dus. Hrănește-te sănătos. Citește cărți care te inspiră. Ai citit mărturia lui George Mueller? E cineva care a citit-o? George Mueller te inspiră omul acesta. Omul acesta a hrănit sute de copii, fără să aibă un sponsor, fără să aibă bani. Am vițat prin credință un orfelinat, apoi încă unul, încă unul, unul unu, câte unul. Unor se așezau la masă, nu avea absolut nimic de mâncare. Se așezau și spuneau: copii, ne punem să ne rugăm. Și în timp ce se rugau copiii, suna la ușă cineva și a venit brutarul din nu știu ce localitate și a spus toată noaptea n-am dormit, m-a pus Dumnezeu să coc pâinile astea să vin dimineața cu ele calde la voi. Citiți cartea asta, Mărturie reală, George Mueller, experiență de credință. Umpleți mintea cu mărturii sincere, adevărate la oamenilor care au trăit prin credință și închide ușile care alimentează îngrijorările tale caută mărturii, caută oameni, înconjoară-te cu această elită de oameni, fie că sunt cărți, fie că sunt mărturii scrise sau filmate, fie că sunt oameni reali cu care tu te poți întâlni, dar hrănește-te cu oamenii ai credinței. Hrănește-te cu Scriptura, în primul rând, dar înconjoară-te cu acești oameni ai credinței. Ultimul slide. Toate lucrurile acestea trebuie revărsate în rugăciune. Așa ne și învață Hristos vină și aruncă asupra lui toată îngrijorările tale. Nu e suficient să le gândești, nu e suficient să te lupți la nivelul minții, ci var să le în rugăciune. Foarte interesant, rugăciunea aceasta trebuie să fie privată, rugăciunea din odăiță, dar mai un lucru important. În grădina Ghețiman, Domnul Isus se ruga cu sudoare, striga, Tată, îndepărtează paharul acesta de la mine. De unde știu? El a fost relatat ulterior de ucenicii care asistau acolo. Hristos nu s-a dus să se roage în privat cu temerile lui și să strige. Foarte interesant, să a de oameni cu care le poate împărtăși. Și asta este un lucru important pe care trebuie să-l învățăm. De multe ori suntem tentate să interiorizăm temerile acestea. De ce ar fi să te înconjori cu niște oameni ai credinței cu care tu te poți ruga pentru lucrurile cu care tu te confrunți? Mi se pare un exemplu extraordinar faptul că nu s-a rugat în privat. Sunt situații în care Hristos a dus singur pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea singur pe munte sau s-a dus în pustie să postească și să se roage singur. Nu știm ce s-a rugat și mă întrebam uneori, oare ce vorbea cu tatăl? E bine, în ghețima, ne dă șansa aceasta să auzim ce se roagă și într-un anumit sens își varsă inima acolo și îi spune, tată, îndepărtează paharul acesta de la mine. Era groază de ce avea să treacă, de calvarul, de suferință, de rușinea, de povara păcatelor. Era teamă? Spuneam că teama nu e un păcat, era om în acel moment. Și ce a făcut cu teama și cu groaza lui? A capitulat înaintea tatălui și a spus, facă-se voia ta, nu ceea ce vreau eu. Ăsta este drumul pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi. Nu suntem mai grozave decât a fost Hristos în grădina Ghețiman. Avem momente în care capitulăm și ne simțim slăbiciunea până în, din creștet până în vârful picioarelor și nu avem altceva de făcut decât să zicem, Doamne, nu pot să mai duc povara asta, ia-mi-o Tu, nu mai pot să duc grija aceasta, o arunc la picioarele tale. Fă lucrul acesta, fă în odăița ta, dar fă și cu un grup de oameni care pot să se roage împreună cu tine. Uneori adorm așa cum a dormit cu Domnul Isus, dar de cele mai multe ori, Biserica lui Hristos, ăsta este rolul. Înconjoară de oameni care pot să lupte alături de tine și în, în problema cu care te confrunți, poți să să-ți țină spatele. Și slide-ul următor. Există o bătălie care se dă în mintea noastră permanent. E un moment acum în care tu te gândești, poate ți-ai identificat anumite zone în care vrei să lupți și vrei să faci schimbări, însă perseverează și mergi pe baza acestor decizii. E o călătorie de lungă durată. Amintește-ți-le, scrie le pe foaie, făți ți bilețele cu versetele cheie. Sunt zeci de versete care vorbesc despre identitatea ta în Hristos, cine ești tu. Zeci de versete. lipește ți pe oglindă când te scol dimineața, pune-ți pe calculator unde lucrezi, pune-ți-l deasupra ragazului de nu numai să nu ia foc. Pune-ți-le sub ochii tăi și reamintește-ți-l, dar fii conștientă de faptul că asta e o bătălie de lungă durată și până când pleci dincolo, vei avea de luptat cu aceste slăbiciuni. Slăbiciunile acestea ne învață dependența noastră de Dumnezeu. Teama noastră nu este altceva decât nevoia noastră de a ne apropia de Dumnezeu. Există o, o, un sentiment care e destul de camuflat, nevoia aceea de a te de ține noi control în toate lucrurile. Și dacă am ști exact că fiul tău se va întoarce la Domnul în 2 ani, ai fi liniștită. Dacă ai ști exact că te vei muta la casă nouă în trei în ani, ai fi liniștită. Dacă ai ști că vei putea să-ți achiți ratele până la finalul vieții, ai fi liniștită. Iar acest aș vrea să știu, crezi că e ceea ce îți dă pacea ta. În realitate nu este pace, pacea, pacea ți-o promite Hristos când abandonezi mâna Lui. În realitate e nevoia ta de a deține controlul, nevoia mea de a ține controlul la tuturor lucrurilor. E atât de camuflată nevoia asta și exprimarea ei, că nici nu ne dăm seama. Mergeam cu mașina, cu fiul meu, tocmai își luase permisul și... Um, de-abia undeva pe la jumătatea călătoriei mi-am dat seama că strângeam foarte tare mânerul ușii din dreapta, pentru că stăteam în dreapta și când am ajuns la, la tabăr, acolo unde lucra soțul meu, și am respirat ușurată că m-am dat jos din mașină, mă gândeam de bea buc la întoarcere să conduc eu, să fiu în siguranță. <laughs> și mi-am dat seama de nevoia asta mea de a deține controlul, adică doar când conduc eu suntem în siguranță, e adevărat că el era începător atunci, acum conduce mult mai bine decât mine, dar faptul că aia a fost o situație care pur și simplu m-a dat de gol și mi-am dat seama că am eu sentimentul că dețin controlul și că dacă sunt, în, dacă volanul acela e în mâna mea, noi ajungem în siguranță la destinație. De foarte multe ori camuflăm lucruri de acest gen și nu, nici nu ne dăm seama de ele decât în momentul în care Dumnezeu ne scoate din zona noastră de confort și ne pune într-o situație în care simțim teama și panică și atunci îți dai seama Hei, ce e aici? Oare nu m-am predat eu Domnului? Oare n-am zis că El are controlul asupra vieții mele? Oare n-am zis că a Lui e tot pământul și El îmi poartă de grijă în orice situație? Oare n-am zis că viața și moartea sunt în mâna Lui și că El îmi dă zilele? ce e cu teama aceasta la mine? Temerile de genul acesta nu fac altceva decât să dezgolească și să te facă să-ți dai seama de tine și de modul în care tu îți camuflezi anumite lucruri și mai ales că nevoia aceasta ta de siguranță de fapt e nevoia de a deține tu controlul și de a ști că lucrurile în sfârșit sunt în regulă. Dumnezeu îți spune, predăm -mi mie totul, eu îți port de grijă. V-ați întrebat de ce 40 de ani în pustie le dădea mana cu țărit acestor oameni în fiecare dimineață cu porția? Trebuia să învețe un singur lucru. Dumnezeu îmi poartă de grijă. Dumnezeu va merge cu mine în, în țara promisă și va bate pe toți dușmanii mei. Cred că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze mult mai mult decât o face. Dar are, din partea noastră, de multe ori întâmpină blocaje de genul eu îmi fac, eu obțin. Dacă am, am mai multă siguranță, în loc să avem starea aceea de abandonare. Doamne, cât vrei tu, ce vrei tu, pentru tine e totul, despre tine e viața aceasta, nu eu sunt buricul cu Pământului, planeta aceasta nu se învârte în jurul meu, ci totul e din el, prin el și pentru el. Bun, cred că mai avem un slide care le sintetizează pe toate acestea. Tot jocul acesta nu l-am făcut cu alt scop decât unor ne fuge mintea și mie mi se întâmplă foarte des. Suntem prinsă cu multe lucruri și îți vine să gândești la oala de sarmale de acasă și la ce mai trebuie să faci de curat după aceea. Și atunci când ți le pun în fața ochilor, ai încă o dată ocazia să-ți reamintești lucrurile acestea și să-ți dai seama care e zona în care Dumnezeu ți-a vorbit, ți-a pus o oglindă în fața ta și să te-a invitat Vino să vezi exact cum arăți. Vino să vezi care sunt, de fapt, punctele tale slabe. Vino să vezi de ce acționezi așa de irațional uneori, de ce izbucnești în mânie în felul acesta, de ce vorbești în felul acesta, de ce te îngrijorezi în felul acesta, de ce intri în panică. uite te de fapt, ce problemă ai tu. Ai o nevoie pe care eu vreau să ți-o împlinesc. Vrei să înțelegi că asta e nevoia ta? Eu am soluția, eu pot și vreau să ți-o împlinesc. Și modul în care tu ai încercat să deții controlul asupra vieții tale n-a făcut altceva decât să mă blocheze pe mine și să pună ziduri și bariere când ai fi putut să beneficiezi de o dihna mea, o dihnă în care te invit să intri acum. Înțelege care -ți sunt temerile. Te întreabă Iisus însuși. De ce ți este teamă puțin, credincioasule? Alege pur și simplu, care sunt prioritățile și fii onestă. Dacă îl vrei pe Dumnezeu 100%, alege să te abandonezi în mâna lui. Dacă nu, nu te mai juca cu două măsuri, te păcălești singur. Acționează pe baza acestor decizii. Luptă în rugăciune și caută oameni care să stea alături de tine. Și fi, fi perseverent pentru că e o bătălie de lungă durată, o bătălie care se duce în mintea ta, nu la sentimentele tale, așa cum avem senzația că noi suntem femei și suntem emoționale și sentimentele ne iau uneori cu valul fals, totul se întâmplă în mintea ta. În mod constant este alimentată și flux de gânduri vine și de informații peste mintea ta. Dacă nu ești mulțumită de stilul în care gândești, oprește sursele care îți vând minciuni și informații greșite. Ultimul slide. Două bătălii. Să te îndoiești că Dumnezeu e bun și să te îndoiești că Harul te va transforma. În grădina Edenului, ceea ce punea șarpele la îndoială era oare chiar a zis Dumnezeu chestia asta? Uite-te, fructul pare bun și ție nu să se întâmple lucrul acesta. Dumnezeu vrea să-ți oprească ție accesul la cunoștință pentru că probabil nu e chiar așa de bun cum pretinde că e. De ani de zile, aceeași, aceeași, minciună o vinde mâințile multor oameni. Dacă Dumnezeu e bun, de ce ți se întâmplă lucrurile astea? Dacă El e bun, de ce e atâta suferință în lumea asta? Nu există o altă bătărie mai puternică decât să ți-L prezinte pe Dumnezeu, stăpân rău și aspru, care ia de unde nu, seceră cu lege de unde n-a semănat. E o minciună și oprește-te. Gândește-te clar că bunătatea lui Dumnezeu e mai mare decât tu o poți să estimezi și dacă te gândești la toate binecuvântările și darurile pe care ți le-a dat, e neîndoielnic că este bun. Dacă te simți un părinte prost, gândește-te că Dumnezeu e un tată care și-a pierdut fiul și care are o mulțime de fii risipitor și te înțelege foarte bine și înțelege cu ce te confrunți, nu-i pune la îndoială bunătatea lui. Și un alt lucru de care diavolul vrea să te convingă este că harul nu te poate transforma. Întotdeauna ai să te lupți cu astea, ești mult prea slabă ca să faci față. Chestia asta cu pocăința și cu dedicarea totală e probabil pentru oameni foarte tari, probabil pastori sau oameni în stare să se dedice în felul acesta, dar nu pentru tine care ești așa de slabă și cedezi așa de ușor. Fals. Harul este pentru cei nevrednici. Dacă te simți nimeni, din nimic Dumnezeu a creat tot universul acesta, îți spunea Richard Vumbra, nu mai aparține, mi-a plăcut, foarte mult lucrul acesta. Cred că ne putem apropia de pauza pe care o avem. Cât e ceasul? Nici nu știu. E gata? E șase, e. așa. Ne apropiem de o scurtă, foarte scurtă pauză, să știți că n-am să vă mai țin mult. Însă aș vrea pe bilețelele pe care le-ați primit, ați primit și niște fișe pe care aș vrea să le completați și aș vrea să găsiți o persoană cu care să împărtășiți. Nu știu dacă e posibil astăzi, Emilia va decide lucrul ăsta, dacă nu veți găsi ulterior, dar ați primit un bilețel mic, alb, pe care aș vrea să-mi-l faceți cadou mie. Trebuie să plec un cadou de aici. Dacă nu ați primit, primiți acum de la Emilia. Pe acest bilețel aș vrea să scrieți temerile voastre. E privat, nu trebuie să vă semnați, dar aș vrea să treceți acolo temerile pe care le aveți. Una, două, câte vă încap, câte sunt cu adevărat temeri pentru voi. Sunt anonime, vreau să le punem într-un bol și vreau să le avem aici. Pe acest bilețel avem temerile, le strângem, le aducem aici, o să ne rugăm pentru ele. Așa, dar poți să fii foarte sinceră cu temerile tale. Fie că ți le-ai descoperit acum, fie că te lupți nu știu cât timp cu ele, dar aș vrea să să le arunci într-un anumit sens în, în bolul pe care noi îl vom aduce aici și să scapi cumva de ele. Cristos îți promite viață ușoară și comodă.